Jandarmeria și Poliția de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au finalizat desecretizarea a 248 de ore din cele 250 care cuprind discuții, comunicații, radio din 10 și 11 august 2018. Două ore le vom desecretiza probabil săptămâna viitoare. Nu au putut fi desecretizate strict de jandarmerie, pentru că ele cuprind unele detalii cu privire la dispunere de forțe, dispozitive, instituții, ambasade, în sensul în care s-a asigurat protecția lor în perioada respectivă, nu au legătură cu acțiunea în sine. Nu s-a raportat și în acest context, cele două ore vor trebui reverificate și dacă este ceva ce ține de alt act normativ care trebuie desecretizat în prealabil pentru desecretizarea celor două ore, săptămâna viitoare le vom finaliza și pe acestea. Dar, în mod principal, esențial, cele 248 de ore, care cuprind întregul eveniment din Piața Victoriei, au fost desecretizate până aseară și în dimineață le voi trimite oficial la tipă. Ați spus, la un moment dat, la investirea de că sunteți mulțumit sau să solicit faptul că poliția locală de aici a făcut datoria cu ceea ce s-a întâmplat. N-a spus nici fericit, nici mult. Sunteți, nu am luat la fel de realitate, în ideea că poliția n-a spus. Am spus că Ministerul Afacerilor Interne a funcționat înainte de a veni un ministru și că nu a avut imaginea generală care a fost peștit legată cum ar fi de cazul Caracal, am dat un exemplu, nu? Sau de alte situații în care Ministerul Afacerilor Interne a fost, să spunem, privit așa cu mult subiectivist și obiectivism în același timp, ajungând de la 55% cotă de încredere din Eurobarometru, acum în prezent la 30%. Așadar, în Ministerul Afacerilor Interne funcționează și instituții și polițiști care își fac datoria, drept dovadă că acești polițiști din Caraș Severin au fost priși de polițiști. În sensul ăsta am spus. Ok. De polițiști. Bun. În cazul ăsta era justificată detașarea inspectorului șef la Botoșan, pentru că erau polițiști din suport, dar nu s-au făcut datoria. Cei care au depisat acest caz. De unde știți că erau subordinarii? Cine? Polițiștii care și-au făcut datoria. Dar ați spus înainte că e vorba de polițiști, care de inspectori, de inspectori de interne a funcționat. Da. Dar asta m-ați întrebat. Așa am tergiversat cu polițizarea acestui convordiri. Crede că există riscul ca să fi fost prelucrate în sensul scoaterii unor informații? Nu, pentru că ele se verifică și de instituții profesioniste, sunt în format electronic pe DVD-ul, nu pot fi falsificate și nici nu au rămas doar la atitudinea lor de secretizările, ele au fost verificate în cheie de control, specialiștii de la Direcția de Protecție Internă. Când vom avea un suprefect aici la Caraș Severin? Ceea ce s-a întâmplat azi a fost consecința faptului că polițiștii, împreună cu prefectul, au făcut greșeli grave în Caraș Severin. Am fost nevoiți să luăm măsura urgentă aseară de a numi un prefect, pentru că domnul Lupu și-a dat demisia, așa cum bine ați precizat și dumneavoastră în presă. Și numirea a fost impusă, să spunem, de stare de urgență, prin care, la prefectura Caraș Severin, era nici prefect, nici subprefect. Încă n-am luat o decizie ce echipă sau cum se vor organiza la prefectura Caraș Severin, pentru că a fost chestiune de ore. Întrebări politice nu putem mai... Puteți și întrebări politice, da. Care a fost criteriul după care ați ales un prefect tehnocrat și nu un membru PNL? V-am spus, a fost situație de urgență. Și-a dat demisia domnul prefect Lupu, joi, cred, cu intrare vineri în vigoare, vineri am avut ședință și a trebuit să numim repede un prefect, care îndeplinea condițiile care a mai fost, care are și experiență și în domeniul juridic și nu am putut să facem o evaluare politică a unor
îndeplinesc condițiile de funcționar public sau de alt funcționar public, de parlamentar, care au cursul de alt funcționar public, care să îndeplinească toate condițiile impuse de codul administrativ. Dosarul permiselor portarul false s-a extins și atinși? Am ordonat ca toate județele să verifice modul prin care s-au eliberat permise de portarul și tot ceea ce ține de această zonă a munițiilor, a armamentului, a păstrării, a suspendării autorizațiilor, a întregului domeniu care are o conotație importantă pentru o zonă cu un mare risc. Se poate face cumva comparația cu ce a fost în urmă cu câțiva ani legat de permisele de conducere? Da. La IPJ, ca la Severin, ați dispus verificări extinse cu celelalte? La IPJ, ca la Severin, avem corpul de control al ministrului, ne-a fost șefile de concentrate și am spus-o și discursul de la investirea doamnei Florența Albu, că mulți șefi de deconcentrate sau politicieni ajungi pe aici prin funcții de cumetrii, de neamuri și de ile și care și-au făcut de cap și n-au respectat legea, nu vor mai fi în aceste funcții. Nu înseamnă că neapărat vor fi liberal, dar vor fi profesioniști. L-ați luat în echipa noastră pe Traian Berbeceanu. Da. Este o întrebare pe care toată lumea și-o pune dacă urmează Marian Godină. N-am o legătură cu domnul Godină. Poliția rutieră are specialiști în București. Pe mine m-a interesat să le iau pe domnul Antonescu, care este specialist în omoruri și în crime, și pe domnul Berbeceanu, care este specialist în crimă organizată și de structurarea rețelelor de contrabandă, de trafic de persoane și de droguri. Fenomenul infracțional aici atacă România, în zona sensibilă în care se fac foarte mulți bani. Și spuneați că domnul Pop a trădat și că l-a susținut și primarul Caransebeșului în această trădare. Credeți? L-a trădat atunci nu doar domnul Pop, inclusiv cumnatul primarului, a votat cu PSD-ul și au schimbat liberal în funcție. Ce înțelegeți de aici? Credeți că e implicat și domnul Borcean în acest dosar, în acest grup organizat? Care Borcean? Felix. A, nu cred că Felix are treaba. Acum, să nu exagerăm. Deci, Felix nu cred că are treabă cu ce a făcut Pop. Obiectiv ordin. Nu cred. Nu. Eu ca ministru nu știu detaliile dosarului și nu intru în amănunte că vreau să fiu ministru normal, v-am mai spus. Dar omenește și. Eu știu. Colegial, dacă vreți, nu are treabă un primar cu ceea ce face o firmă privată sau, eu știu, un polițist de la Reșița. Mai degrabă are șeful lui, inspectorul șef, care știa ce se întâmplă la arme și muniții. În cazul Berbeceanu, v-ați asumat un risc major, având în vedere faptul că dumnealui este în continuare judecat, sau aveți informații certe că acel dosar de la armă, într-adevăr, a fost fabricat? Nu, nu înțeles ce vreți. Mi-am asumat. În această funcție de ministru al afacerilor interne, ți-a asumat foarte multe riscuri. Ca un ministru normal, în deplasările din țară, folosiți girofarul, colan oficial? Nu. Ați făcut precizarea că șefii de concentratelor vor fi schimbate. Având în vedere că... Nu, care, n-am spus-o ca și da, teză. Da. Sigur. Am spus că mulți din cei care conduc acum de concentratele din Caraș Severin sunt puși pe pile relații neamuri și cu metrii. Și că nu și-a făcut datoria cum trebuie. Iar unii dintre ei au condamnări penale definitive. Voilà. Capitanul portului de la Moldova Nouă, șeful... Bun, eu nu vreau să discut nominat, chiar nu știu cine sunt. Sigur. Eu l-am spus ca e de general. Sigur, acești șefi de la deconcentrate sunt numiți printr-un concurs. N-ar fi trebuit sau ar trebui modificată cadrul juridic prin care o formațiune, un guvern care vine la putere să-și vină cu întreagă, cu întreagă echipă și pentru deconcentrate, pentru că în aceste condiții e greu să-i schimbi. Știți cum e? Ăla e numit prin concurs, contestație, ori așa clar modificată legea, a venit guvernul cu întreagă echipă, leacă... Nu pot să mă pronunț eu legat. Ar fi o propunere. E o idee ca în America s-a schimbat cu echipa, pleci cu echipa. Și crește echipa în paralel cu echipa existentă și cel care știe că se duce pe o funcție e atent la ceea ce face predecesorul său. E o idee. Nu pot să mă pronunț favorabil sau nefavorabil pe ea. Doresc să mă abțin la comentarii pe această temă, dar precizez altceva.
Noi vom avea în perspectivă un proiect de lege prin care modificăm legea sau amendăm cu privire la concurs. În sensul în care concursul să nu mai facă doar instituția și să se aranjeze proiect în interiorul instituției, să vină la nivel central, de exemplu, și reprezentanța ai mediului academic și poate reprezentanța ai presei, oameni care participă la un concurs, astfel încât el să fie absolut transparent și cel mai bun să câștige. Să fie transparență totală și șanse egale pentru toată lumea. Nu cu dedicație. Din acest motiv, ați auzit și a fost pe presa națională că am oprit concursurile în poliție și în prefecturi. Da? Pentru că după 10 octombrie, după ce a trecut moțiunea, s-au mulțit toate concursurile în țară. Toate s-au mulțit ca să își betoneze oamenii. Că până atunci îi țineau pe împuterniciri, pe detașări, ca să depindă de politic. Chiar dacă poate omul era bun. Dar depinzând de politic 6 luni, 3 luni, 6 luni, 3 luni, 6 luni, 3 luni, omul era cumva prins într-o capcană. Ați făcut aseară o postare despre semerii, ne spuneți și câteva cuvinte? Da. Am vorbit cu domnul Bode, ministrul transportului, i-am spus că în eșalonul 2 și 3, poftiți de cei care sunt PSD-iști notorii la CFR, au propus, sau au scos din mersul trenurilor, cursa Anina Moravița. Fără să știe ministru. Și, culmea, PSD-iștii plângeau acum de mila Semeringului, ei prin august sau nu știu când, chiar propunând chestiunea asta. Și domnul Bode mi-a făcut el de Sfântul Nicolae de ziua lui în cadou și mi-a dat scrisoarea pe care am postat-o aseară pe Facebook. Prin care cursele se reiau.